O propunere legislativă inițiată de deputații USR și un deputat AUR, ajunsă deja la Senat, vrea să pună o adevărată bombă cu ceas la temelia economiei românești prin deprofesionalizarea profesiei de expert contabil. Potrivit propunerii legislative, se urmărește eliminarea prin lege a condiției ca societățile care prestează servicii financiar contabile să fie deținute și administrate de experți contabili. Pe înțelesul tuturor, în numele unei liberalizări cu orice preț, intră pe piață un nou prestator de servicii financiare contabile. Societățile de expertiză contabilă care nu sunt controlate de experții contabili și care, în consecință, nu au răspundere profesională și etică certificată. Mai exact, oricine are bani va putea crea și controla o societate de expertiză contabilă fără control profesional din partea nimănui. Ca membru al Consiliului Superior al CECAR și cu experiență de 8 ani ca parlamentar în Parlamentul României, vreau să vă spun că am asistat de mai multe ori la tentative de a îngreuna munca, de a pune piedici o corectitudine și onestități în munca specialistului contabil, de către niște oameni care fie n-au legătură cu domeniul și nu știu despre ce e vorba de fel în profesia aceasta, fie de către oameni care n-au bună credință. În speță, asistăm la o tentativă de a legifera posibilitatea ca orice companie să poată să presteze activități specifice profesiei contabile, indiferent că are sau nu are în structura acționariatului între administratori, experți contabili, specialiști. Noi, Corpul Experților Contabili, beneficiem din fericire de o structură de conducere la nivelul județelor și la nivel național suficient de atentă la astfel de tentative. Am formulat observațiile și obiecțiunile noastre profesionale și am nădejdea ca și altă dată când s-a atentat la bunul mers al lucrurilor, în profesie și în economie în cele din urmă, lucrurile se vor rezolva. Mai mult, spun specialiștii, aceste modificări ale legislației vor crea premisele apariției unor scheme de fraudă financiară și evaziune fiscală care vor pune la adăpost inițiatorii infracțiunilor prin transmiterea responsabilității către terțe societăți care nu au răspundere profesională și etică. Efectul pe termen mediu va fi deprofesionalizarea expertizei contabile esențială pentru a asigura ordinea în economie. Propunerea legislativă este, în fapt, disonantă cu modul în care profesia contabilă este reglementată în cele mai mari economii ale lumii, Statele Unite ale Americii, Franța, Italia, Germania, Belgia, Canada, Australia, Japonia și altele. Denotat că experții contabili în acest moment sunt liberi profesioniști contabili care își desfășoară activitatea autonom, pe proprie răspundere și în mod independent, care au responsabilitatea etică și legală să servească atât interesele specifice ale beneficiarilor serviciilor lor, cât și interesul public și care sunt sub incidența unui sistem de organizare profesională și de control, respectiv Corpul Experților Contabili și contabililor autorizați din România. Corpul Experților Contabili și contabililor autorizați din România marchează la 13 iulie 2023 102 ani de la reglementarea profesiei și înființarea organismului profesional prin decret legal.